Astăzi, în plenul Parlamentului, noi am discutat cu reprezentanții mai multor fracțiuni despre inițiativa socialiștilor de a înregistra o moțiune de cenzură asupra guvernului Filip. Am avut discuții cu fracțiunea Partidului Comuniștilor care s-a expus în discuțiile cu reprezentanții noștri că vor semna moțiunea de cenzură pregătită de socialiști. Mai mult ca atât, le-am propus să o pregătim împreună. Noi avem un draft deja și vom discuta cu ei asupra textului. De asemenea, astăzi vom iniția, de fapt am inițiat discuțiile și cu fracțiunea Partidului Liberal Democrat în ceea ce ține moțiunea de cenzură asupra guvernului Filip. Ne punem ca scop ca această moțiune să fie înregistrată imediat după sărbătorile de Paști, după data de 10-11 mai. Cu președintele fracțiunii Partidului Democrat i-am sugerat domnului Lupu că poate o susțin și ei, de ce nu? Cred că au dubii referitor la modalitatea spectaculoasă, nocturnă, cum a fost votat și depus jurământul din partea acestui guvern. I-am sugerat, poate vin și ei cu inițiativă, poate pleacă singur domnul Filip, cine știe, mai este timp până la mijlocul lunii mai.